90 60 90. Ia măsurile momentului alături de Alexandra Jeles pe romanialibera.ro și pe radiolinks.ro. Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune 90-60-90. Sunt Alexandra Jeles și vă invit astăzi să discutăm alături de profesorul Marius Vintilă, profesor de cardiologie la Spitalul de Urgență Sfântul Pantelimon, despre bolile cardiovasculare. O paletă de afecțiuni cardiovasculare care afectează milioane de români. Este principala cauză de mortalitate din România. Este principala cauză de mortalitate pe glob. Iar România stă foarte bine. Suntem între locul 3 și 4 din coadă. Asta este o veste bună. Undeva luăm din coadă în sensul că rău, nu bine, râdeam. Da, dintre țările care își publică rezultatele prin intermediul Organizației Mondiale a Sănătății, datele de mortalitate și morbiditate, adică de moarte și de boală, România ocupă antepenultimul loc, parcă am evoluat de pe 3 din coadă pe 4, în ce privește mortalitatea cardiovasculară, adică moartea prin boală cardiovasculară. Acum, boală cardiovasculară, ca să fie pentru privitorii noștri mai clar, prin boală cardiovasculară, în această discuție și în acest context, se înțeleg diversele localizări ale aterosclerozei. Pentru că există și boli neaterosclerotice cardiovasculare, de exemplu, defectele congenitale, care sunt altceva, intră într-o altă categorie a cardiologiei, da? Da, stăm rău. Stăm rău și avem și o dinamică rea. Adică, de exemplu, cardiopatia ischemică, boala aterosclerotică a arterilor coronare, scade în Statele Unite chiar tare în ultimii ani, în Europa de vest simțitor, în Europa Centrală și de Est crește. În România, poate că numai spațiul sovietic, ex-sovietic, are o pantă de creștere mai accentuată decât a noastră. Și crește în special la cine te aștepți mai puțin, la femei. În principiu se consideră că ateroscleroza e apanajul bărbaților tineri și a femeilor de vârstă medie, femeile având riscul cu 10 ani întârziat față de bărbați de a dezvolta boală cardiovasculară aterosclerotică. În ultima vreme asta s-a schimbat. Și în România mai mult ca oriunde. O să mă întrebați care e cauza și când ajungem la capitolul fumat, că precis o să mă întrebați de fumat, o să vă spun care e una din cauze. Controlarea factorilor de risc și evaluarea periodică ar putea prelungi viața cu până la 10 ani, potrivit profesorului Gaiță. În primul rând aș vrea să ne spuneți profesorul Gaiță este un optimist incurabil în unele direcții și un pesimist în altele. Nu există calcule exacte și nici n-au cum să fie cu cât ar prelungi viața corectarea principalilor factori de risc și nu există asta pentru că, de exemplu, corectarea hipertensiunii. Noi zicem trebuie să fie sub 140 de milimetri tensiunea sistolică. Dar poate că nu-i tot aia că la domnul Vasile tensiunea e 140 și la domnul Gheorghe e 130 timp de 10 ani. Deci, corectarea factorilor de risc poate să fie neomogenă. Și atunci este foarte greu de comparat grupuri mari. Părerea mea este că, în ce privește prevenția primară, adică prevenirea bolii cardiovasculare, aterosclerozei și manifestărilor ei clinice, corecția factorilor de risc poate să întârzie mai mult de 10 ani manifestarea bolii. În ce privește prevenirea
unui al doilea, al treilea, al patrulea episod, odată ce ai făcut un infart, odată ce ai făcut un accident vascular cerebral, s-ar putea să nu mai fie la fel de eficientă. Pentru că deja speranța de viață a acestor oameni nu e cu mult peste 10 ani. Și atunci tu ar trebui să speri că îi dublezi viața, ceea ce deocamdată medicina nu poate. Deci eu cred că ascultătorii noștri, care sunt în același timp colaboratorii noștri în a face o treabă, nu? Vrem să facem o treabă, trebuie să știe că în ce este importantă intervenția asupra factorului de risc este în întârzierea apariției bolii, în prevenirea ei inițială. Acolo este impactul cel mai mare. De asta trebuie să începem cu așa zisa profilaxie sau prevenție primară la vârste la care încă nu s-au instalat condițiile aterogene, după părerea mea, din școală. Dacă chiar nu din școală, atunci după 25 de ani în orice caz. Pentru că vârsta este unul dintre factorii de risc cardiovascular. Dar, în primul rând, aș vrea să ne explicați ce înseamnă riscul cardiovascular. Vă să zic că risc înseamnă probabilitatea statistică, matematică, ca să se manifeste un anumit fenomen. De exemplu, riscul de accident de automobil. Da? Este probabilitatea din 1000 de automobile care merg pe șosea, câte riscă un accident funcție de diverse defecte, de frâne, de cauciucuri, de direcție. Exact așa, riscul cardiovascular este probabilitatea statistică de a se întâmpla un eveniment major cardiovascular, revin cu ce înseamnă asta, de a se întâmpla un eveniment major cardiovascular într-o perioadă de timp dată. De obicei, se consideră o perioadă de 10 ani. Și atunci, ce înseamnă eveniment cardiovascular major? Ce înseamnă, deci, boală cardiovasculară atât de mult folosită și, după părerea mea, nu tocmai propriu, termenul nu-i fericit? Ateroscleroza, funcție de localizări, ateroscleroza înseamnă piatră pe țeavă, uzură de țevi. Organismul e un sistem de țevi. Uzura acestor țevi determină funcție de care țevi se uzează mai întâi, diverse lucruri rele. La inimă determină ceea ce se cheamă heart attack, atacul de inimă, adică de la angină pectorală până la infarct miocardic și moarte cardiacă subită. La circulația cerebrală înseamnă accident vascular cerebral. Stroke, în traducere exactă din engleză. Sau atac ischemic tranzitoriu. Sau, în anumite forme, cu afectare de vase mici, demența vasculară. Când ajunge respectiva persoană, nu mai știe nici cum îl cheamă, nici în ce zi e. Sau la periferie arteriopatia obliterantă, așa zisă arterită, care nu e de fapt o ită, o inflamație, e o arteriopatie, o boală cronică, se depune piatră pe țevi. O să mă întrebați, bun, și îi dăm calgon. Păi dacă îi dăm calgon, nu se mai depune piatră, dacă îi dăm calgon din timp. Noi, de fapt, despre asta vorbim. Despre, hai să găsim niște soiuri de calgon pentru țevile mașinii de spălat care e organismul uman. Revenim din nou la vârstă. Unul dintre cel mai importanți factori de risc. Sigur că da. Sigur că da. Dacă e vorba de o boală de uzură, evident că înaintarea în vârstă reprezintă un factor de risc important. Dar trebuie spus ceva. Trebuie îndepărtată ideea foarte frecvent vehiculată că ateroscleroza este apanajul vârstelor foarte înaintate, să zicem peste 70, peste 80, nu, nu. Dacă acum 50 de ani, 40 de ani, să nu exagerez, când mi-am început activitatea profesională,
era neobișnuit un infarct la sub 40 de ani. Astăzi un infarct la 25 de ani la un bărbat și 30 de ani la o femeie se întâmplă nu foarte rar. O să mă întrebați de ce a scăzut vârsta. Mi-e greu să mă pronunț. Probabil că sunt mai mulți factori. Probabil că de fapt se amplifică factorii de risc despre care o să vorbim în societate. Modul de viață s-a schimbat fără ca fondul nostru biologic să se schimbe. Din punct de vedere biologic, noi suntem aproape de omul din peșteri care a alergat prin pădure să prindă leopardul sau ce voia el să prindă ca să poată să mănânce, și în loc de asta și până la pâinea din colț mergem cu automobilul. Și în rest stăm pe scaun și ne uităm precum privitorii noștri la calculator. Da. Sedentarismul este o problemă și am să încep cu sedentarismul, deși nu voiam așa. Dar am să încep cu sedentarismul pentru că cei care ne privesc sunt în general sedentari. Și vreau să le recomand că după ce se uită o oră la calculator, să-și plimbe câinele sau iubita sau gândurile o oră, meditând la ce au văzut, plimbându-se. Eu nu sunt pentru jogging, eu cred că calul e făcut să fugă, să alerge. Cred că omul e făcut să umble. Să umblăm pe jos. O oră, într-o jumătate de oră și o oră în fiecare zi. Ați anticipat cumva ceea ce vreau să vă spun. Un mit este că ar trebui să practici un sport, poate nu de performanță, dar la o activitate foarte intensă. Cred că situația diferă funcție de vârstă. Dacă ai început să faci sport susținut, organizat, periodic, să zicem de 3 ori pe săptămână antrenament, o dată pe săptămână meci, la 15, 18, 20 de ani și continui, e ok. Pe de altă parte, dacă ai fost o persoană sedentară și la 35 de ani începi să ai probleme cardiovasculare, nu să începi după 35 de ani de sedentarism să alergi kilometri. Nu e în regulă. Va să zic că trebuie diferențiată intensitatea efortului fizic funcție de uzanța acelui organism. În orice caz, a merge pe jos, într-un pas ușor, mai susținut, știu și eu, într-un ritm de 5-6 km pe oră, timp de 30, mai bine 60 de minute pe zi, nu face rău la nimeni. Este una din soluții. În societatea actuală, în sistemul actual de valori sociale. Așadar, cei care ne privesc trebuie să rețină că nu trebuie neapărat să meargă la sală, să tragă de greutăți sau mai știu eu ce alte activități fizice intense, ci doar să meargă o oră pe jos. Aș vrea să-i întreb, păcat că n-au cum să-mi răspundă, câți din dumnealor se duc să tragă de greutăți ca să facă profilaxia bolilor cardiovasculare și cât se duc din motive estetice ca să arate cât mai bine. Iar doamnele și domnișoarele, câte se duc ca să facă profilaxia bolilor cardiovasculare și câte se duc ca să-și arate un pic mai dezbrăcat frumoasele trupuri. Hai să fim sinceri cu noi. Și pentru că am ajuns la doamne care sunt foarte preocupate de greutate, amintim un alt factor de risc care este obezitatea. Am început cu cei mai puțin importanți și continuăm așa. Spuneți-mi, în legătură cu obezitatea, este un factor de risc într-adevăr pentru bolile cardiovasculare? Doamnă dragă, stând jos nu pot să vă văd bine ca să știu dacă sunteți indicată pentru discuție. Eu sigur nu. Dar trebuie să recunoaștem că obezitatea este un factor de risc și cardiovascular, indirect. El este un factor de risc metabolic. Obezitatea predispune la diabet zaharat și predispune la hipertensiune arterială, doi din marii factori de risc cardiovasculari. Deci dacă
ai obezitate, ai șanse ca în 10 ani să dezvolți hipertensiune sau diabet mai degrabă decât alții, că e risc, nu-i boală. Iar răspund, e un risc statistic, o șansă, o neșansă statistică. Deci ai neșansa statistică de a dezvolta mai degrabă decât alții, spuneam, în circa 10 ani diabet sau hipertensiune, care peste alți 10 ani s-ar putea să-ți crească neșansa statistică de a face o criză de inimă sau un accident vascular cerebral. Și auditoriul nostru va zâmbi și va spune, asta e pe câmpii. Ce mă interesează pe mine, ce o să fie peste 20 de ani, domnilor? Știți cum trece? Vă spun eu mă simt încă de 20 de ani. N-am uitat cum era la 20 de ani și deja am 60 și peste. Trece repede, gândiți-vă la peste 20 de ani. Cum îți așterni azi, așa vei trăi mâine, ca să nu mai spun poimâine. Cu sfatul ăsta luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim apoi cu mai mulți factori de risc cardiovascular. Sunt Ion Diamandi și vă aștept să ne refugiem împreună în universul decorațiunilor, al amenajerilor caselor și grădinilor, alături de invitați de marcă și de specialiști în domeniu. Vă aștept în fiecare sâmbătă, de la ora 13, pe casamea.ro, romanialiberă.ro și la Radio Links, cu sfaturi practice, recomandări și informații de ultimă oră. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Evenimentele live sunt la Radio Links. 90, 60, 90. Ia măsurile momentului alături de Alexandra Jeles pe romanialiberă.ro și pe radiolinks.ro. Oh,
revenit în direct alături de profesorul Marius Vintilă și discutăm despre bolile cardiovasculare și riscul cardiovascular. Rămăsesem la un alt factor de risc, despre ereditate. Aș vrea să-mi spuneți cum influențează ereditatea apariția bolilor cardiovasculare. Înainte de a ajunge la implacabil, pentru a relua ceva din cei doi factori de risc anterior de care am vorbit. Am vorbit de sedentarism, deci de condiția fizică, și de obezitate. Aș vrea să spun că există o foarte interesantă vorbă, un joc de cuvinte pe care mulți dintre ascultătorii noștri, privitorii noștri, sunt convins că îl vor înțelege: fat but fit. Gras, dar în formă fizică. Un astfel de subiect este la risc mai mic decât un slab care e neformă fizică. Deci contează foarte mult, pe lângă cât de gras ești, și cât mușchi ai. Pentru că, de fapt, problema grașilor este înlocuirea masei musculare cu masă grasă. Impregnarea mușchilor, a ficatului și altor organe cu țesut gras, ceea ce face ca preluarea de glucoză să scadă, ea se acumulează în sânge și faci diabet. Încât, ok, maybe fat, but fit. Și sunt și studii care asta, au demonstrat, da, astea sunt lucruri dovedite. Nu vorbesc astăzi cu colegii mei de la celălalt capăt al firului, care ne leagă calculatorul dumnealor cu masa noastră. Nu vorbesc nimic pe păreri personale fără să vă anunț. Eu cred că restul sunt toate date obiective dovedite. În ce privește ereditatea... Dacă tot am ajuns la această discuție, să vă mai întreb ceva. Ce părere aveți despre anorexici cu privire la... Țărcăniți. Anorexia este o formă de boală psihică. Așa cum e ea definită, anorexia. Una este faptul că vrei să slăbești sau să faci greva foamei, și alta este anorexia ca formă de refuz psihic a noțiunii de alimentație. Că m-ați întrebat ce cred despre anorexici. Și poate anorexia... Cred că nu mi-aparțin. Să constituie... Un factor de risc cardiovascular, nu. Nu neapărat, dar să aducă cu sine boli precum bolile cardiovasculare. Nu m-am gândit. Nu scrie niciunde. Probabil că e unul din miturile din mass media. În orice caz, anorexia este o boală de suflet, nu de trup. Și bolile de trup, partea lor de boli de inimă și țevi, vase, aparțin cardiologului, iar bolile de suflet aparțin psihiatrului. Nu m-am ocupat niciodată de anorexie. Am suferit, poate... că nu sunt un anorexic, că poate reușeam atunci să-mi înving ereditatea și să fiu mai slab. Pentru că problema cu ereditatea ca factor de risc este că, din păcate, ea e bătută în cuiele fiecarei celule, în zestrea genetică, în acidul dezoxiribonucleic al fiecarei celule din individ. E greu să bați ereditatea. Ar fi foarte important să o cunoști și să ții cont de ea. Deci faptul, de exemplu, că în familie au existat evenimente cardiovasculare la vârste relativ tinere, trebuie să te facă să te cauți, să vezi dacă nu ai cumva și tu un risc care poate fi manifestat prin hipertensiune, prin hipercolesterolemie, 1, 2. Faptul că ai în antecedentele personale ateroscleroză clinic manifestă, deci boli cardiovasculare, la vârste relativ tinere, când spun relativ tinere, înseamnă cam sub 55 de ani, trebuie să te facă
de la început să te consideri cu risc și să ai grijă de el. Adică să ai grijă să nu te îngrași, să ai grijă să nu fii sedentar și mai ales să nu te apuci ca prostul de fumat. Pentru că, cum să spun, viciile au și ele logica lor. Există vicii unde dai bani ca să-ți faci o plăcere. Unde dai bani ca să creezi ceva frumos sau să-ți imaginezi ceva frumos. De, tutunul este cel mai stupid viciu. Este boala prostească. O dependență prostească. Dai bani ca să-ți faci rău. Ăsta este absolut masochism. Vreau să subliniez asta pentru că chiar cred că cei cu ereditate încărcată, cum zicem noi, trebuie să evite a se apuca de fumat. Fumatul, când o să ajungem la el, o să spun, este un factor de risc care dă foarte repede dependență. Așa. Zici, sunt supărat, trag și eu o țigară. Și tragi o țigară 3 zile și până nu mai dai jos 30 de ani. Și până te omoară. Indirect, poate, sau direct. Dar el este un mare factor de risc cardiovascular. Ereditatea nu poate fi bătută. Dar încă... merită să te lupți cu ea? Cum? Eu știu, prin mișcare, printr-o dietă sănătoasă. Vezi, lumea crede că ereditatea înseamnă că dacă tata are nasul mare și eu am nasul mare. Că dacă mama are varice și eu am varice. Ereditatea e mai profundă. Ereditatea merge la esența metabolismului fiecăruia, chimie interioare a fiecăruia. Ereditatea predispune la toți ceilalți factori de risc. Și nu întotdeauna poate fi bătută. De exemplu, ereditatea de diabet. Poți să întârzi diabetul dacă mănânci mai puțin dulce, dar tot trebuie să te controlezi tot timpul, că ești mai sensibil ca unul care n-are diabet în familie. Deci, la nivelul actual, ereditatea este un factor care e considerat nemodificabil. Poate că, cine știe când, și cine știe cu ce preț, vom reuși să-l modificăm. Dar, încă o dată, ereditatea e un semnal de alarmă. Ai o ereditate încărcată într-o anumită direcție, te ferești cât poți de orice îți încarcă viața în aceeași direcție ca risc. Așa cred. Tot factorul de risc nemodificabil e considerat sexul, chit că vă asigur, dragii mei, se modifică. Mai nou așa este, da. se modifică. Și pentru că am ajuns la sex, trebuie să menționăm că există un mit în privința aceasta, că femeile sunt mai afectate de bolile cardiovasculare, dar realitatea este alta. Așa știți noastră? În studenții general, mei de anul 3 sunt mai preocupate de boli. Scumpă domnișoară, studenții mei de anul 3 știu că populația globului se împarte în femei și martiri cardiovasculari. Pentru că ei știu că, în general, bărbații sunt afectați de boli degenerative cardiovasculare, de leziuni de tip aterosclerotic, în orice caz cam cu 10 ani mai repede, și că femeile sunt protejate cel puțin în perioada genitală activă. Pentru că se zicea pe vremea alalterii, când eram eu mai tânăr, așa învățăcel, că foliculina, hormonul feminin în perioada genitală activă, este protectivă. În ultima vreme s-a văzut că nu e chiar așa. Creșterea aterosclerozei la femei a fost mai accentuată ca la bărbați și aș putea spune că în România cele două sexe se apropie unul de altul. E adevărat
se păstrează o diferență de vârstă care se estompează pe la 60 de ani. La 50 de ani mai mulți bărbați fac crize de inimă decât femei. Problema e alta. Femeile sunt mai puțin luate în serios. Din cauză, tocmai din cauză, că medicii de o anumită vârstă sunt convinși că femeile sunt protejate. E nebună, nu are ea boală de ei, nu doare pe ea, las-o în pace. Nu e adevărat. Și femeile fac relativ devreme și relativ severe afectări cardiovasculare și trebuie luate foarte în serios. Așa este. Cu mesajul acesta revenim după o scurtă pauză în direct cu domnul profesor Marius Vintilă. Dacă voi supraviețui. Periuță de dinți? Check. Pătrică? Check. Ursuleț de pluș? Check. Pijama? Check. Obligo în pijama. Ce culoare să răm? Avem tot? Cred că da. Păi și ce facem cu ele? Nu știu, improvizăm. În fiecare joi de la ora 22, Obligo în pijama. Yeah! 90, 60, 90. Ia măsurile momentului alături de Alexandra Jeles pe romanialibera.ro și pe radiolinks.ro.
Am revenit în direct alături de profesorul Marius Vintilă și vreau să discutăm... Am supraviețuit pauzei. Da, nu am promis să vă țin până la sfârșit, să discutăm toate, despre toți factorii de risc. Și unul dintre ei este stresul. Iar mai ales în societatea modernă, se pare că stresul afectează din ce în ce mai mulți oameni și determină din ce în ce mai multe boli. Influențează și bolile cardiovasculare? Știți de ce e greu de vorbit despre stres, stimată domnișoară? Pentru că nu avem o definiție a stresului. Toată lumea vorbește despre stres, dar nu știm exact ce e aia stres. Pentru că, în fond, există temperamente care în fața aceluiași factor stimulator psihic rămân reci și alții care se dau pe... Uitați-vă la un meci. Uitați-vă în tribunele unui meci de fotbal, deși acolo ei deja sunt selecționați pentru că sunt toți microbiști. Dar acasă la dumneavoastră, în timp ce se desfășoară un meci important, unul țipă, transpiră, se dă de ceasul morții, altul se uită calm și încă doi citesc ziarul sau gătesc. Și nici măcar nu interesează. Deci stresul este greu de definit și de cuantificat, de măsurat. Din cauza asta, relația stres-boală este mai ușor de făcut la psihiatrie, unde lucrurile sunt oarecumva subiective, afirmative, și sigur că stresul determină anxietate, depresie, stări de surmenaj psihic cu tulburări, de exemplu, de memorie, de raționament. Și mai greu de făcut relația, vorbeam, între stres și boală, mai greu de făcut în bolile foarte obiective, cum e boala neoplazică. La un moment dat se spunea că stresul ar putea fi declanșator de boală neoplazică sau declanșator de boală cardiovasculară. Și vedeți că n-am zis factor de risc, ci factor de declanșare. Se pare că, într-adevăr, marile stresuri pot determina destabilizarea unei boli existente cardiovasculare și care e stabilă. Nu există suficiente dovezi să spunem că în sine stresul este factor major de risc cardiovascular. Inversul lui, și poate că asta este una dintre, să zicem așa, cutumele unei astfel de emisiuni, inversul stresului, adică starea de satisfacție psihică, de bine, este dovedit ca fiind factor de protecție cardiovasculară. Recent s-a publicat în Jurnalul European de Cardiologie un mare studiu canadian în sensul ăsta, sub un titlu care pentru mine e important: Don't worry, be happy. And I will say, be healthy. Fii și sănătos, nu numai fericit. Dar sunt, în schimb, foarte multe dovezi în ceea ce privește alți factori legați de... Da, deci vreți bolile. Să vorbim în sfârșit de ceea ce e important, da? Și aici mă refer la hipertensiune, colesterol, dar diabet. Ca de obicei, lucrurile grele, mai avem vreo 5 minute și alea pe fugă. Și fumat. Da, și cei 4 mari factori de risc, cu adevărat mari, cardiovasculari, sunt, așa cum a spus drăguța mea interlocutoare, fumatul, diabetul, colesterolul și hipertensiunea. Luându-i tot așa de la coadă, de la cap, despre fumat deja am spus, este o prostie, un obicei stupid, dai bani și îți faci rău, și relația între tutun și vas e dovedită, uzează vasul. Lipsa de oxigenare corectă a sângelui este probabil principalul motiv, pentru că în loc să-ți intre aer în spațiul limitat al plămânului, îți intră aer plus fum. Și atunci oxigenarea sângelui cu cantitatea respectivă de fum mai mică. Vreau să vă întreb, legat de fumat există mai multe mituri, precum cele că țigările ușoare sau light
Sunt la fel de rele. Sunt la fel de rele. Arde foița. Arde tot liantul țigării. Nu numai tutunul în sine face rău. Țigara este, cuprinde vreo 90 de substanțe nocive. Orice țigară. Greu de spus. Dacă pipa face mai puțin... Dom'le, tot fum e tot rău, îți face. Hai să nu mai ne ascundem după degete, să nu mai fumăm și gata, miroase urât și în casă. Mulți, în schimb, nu renunță la fumat pentru că au impresia că sunt se mai vor bărbați. Îngrășa. Nu sunt mai bărbați. Apoi. Da, fumătorii în momentul în care nu-i un mit, e o realitate. Fumătorii în momentul în care se lasă de fumat câștigă în greutate, pentru că unul din efectele nicotinei este stimularea sistemului nervos simpatic care te ține băgat în priză. Și atunci consumi mai mult din ceea ce mănânci. Dar sigur că dacă mănânci mai puțin, după ce faci economie de la țigări, faci economie și de la mâncare. Vă dați seama, am putea ajunge cu toții milionari. Da, trebuie să ai grijă când te lași de fumat, ca să nu te îngrași, dar eu aș vrea ca să n-ajungem la a ne lăsa de fumat. Să n-ajungem să fumăm, să nu începem să fumăm. Este o relație dramatică între interzicerea prin legea fumatului în locuri publice și bolile cardiovasculare, eu n-am crezut. Italia a raportat la un an după ce asta s-a întâmplat în 2008 în Italia o scădere a frecvenței infarctului miocardic acut cu 12%, înseamnă 1 din 6 scapă. Este enorm pentru un an. Pentru un an. Exact. Deci relația este clară, indiscutabilă, nu e o glumă, nu. Trebuie să ne păzim de fumat ca de foc. La fel trebuie să ne păzim și de diabet. În măsura în care putem. Prevenirea diabetului e o treabă aparte care aparține diabetologului, nutriționistului, nu cardiologului, dar care sigur că are o parte pe care o putem influența și o parte pe care nu o putem influența. Vorbim de diabetul de maturitate, diabetul tip 2. El de cele mai multe ori recunoaște o favorizare genetică și sigur că dacă peste acest factor genetic se suprapun obezitate, sedentarism, dietă excesivă în grăsimi sau mai ales în dulciuri, atunci diabetul riscă să apară și el este un factor care crește cam de 3 până la 5 ori riscul de a dezvolta boli cardiovasculare aterosclerotice, mai mult la femei ca la bărbați. Mai devreme la toți diabeticii, cam cu 10 ani decât la nediabetici. Și dacă în România diabetul e undeva la 4-5% din populație, în schimb, între urgențele cardiace care mi se internează mie în clinică la Sfântul Pantelimon, peste jumătate sunt diabetici. Deci, în populație, 5 din 100, printre cei bolnavi cu urgențe grave la spital, jumătate. Asta spune despre severitatea impactului diabetului. Sigur că cei care au, care conștientizează un risc de diabet, trebuie să se adreseze din timp unui specialist în diabet și boli de nutriție pentru a încerca să-și întârzie, să prevină instalarea diabetului, iar ulterior, sigur, pentru a și-l trata cât mai corect. Există concepția că dacă ai diabet, dar totuși îl ții sub control, poți să previi bolile cardiovasculare. Este adevărat sau este doar un mit? Acum, să mă puneți în situația de a fluiera în biserică.
Nefiind aici biserică și nearătând noi ca o scumpă pereche la altar, din păcate, trebuie să spun așa, este cert că un diabetic tratat are risc cardiovascular mai mic decât un diabetic netratat. Probabil că un diabetic corect tratat are un risc cardiovascular ceva mai mare decât un nediabetic. Deci face parte din acea zestre genetică care nu întru totul poate fi modificată, despre care discutam noi mai devreme. Mai trebuie să mai luăm o scurtă pauză și revenim în direct pentru câteva concluzii. Dezvoltarea personală este o călătorie către a fi mai eficienți, motivați și fericiți. Mulți evoluăm fără să dăm un nume acestui parcurs. Sunt Clementina Anghelache și te invit la Radio Links și România Liberă la Casual Friday. Discuții libere despre viață în fiecare vineri la ora 13. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Evenimentele live sunt la Radio Links. Am revenit în direct și ne apropiem de ultima parte a emisiunii noastre, dar trebuie să discutăm despre doi factori foarte importanți de risc cardiovascular. Reprezintă hipertensiunea și colesterolul cei mai importanți factori de care trebuie să avem grijă? Desigur, da. Probabil că ar trebui să spun așa. Hipertensiunea este cel mai răspândit factor de risc cardiovascular. Cam 1 miliard de oameni au hipertensiune pe glob, se apreciază astăzi. Și ea este responsabilă cam de 13%, direct responsabilă, cam de 13% din toate morțile de pe glob. Hipertensiunea în sine, multă lume se teme de efectul mecanic al valorilor presionale mari, pentru că te gândești la o conductă de calorifer, de gaz care crapă când are presiune prea mare în ea și te și gândești că așa se întâmplă și cu vasele. Și există, într-adevăr, acest efect mecanic, dar e foarte rar, comparativ cu principalul risc al tensiunii, care este ateroscleroză. Piatra pe țeapă. Am să le explic colegilor mei care ne privesc. Ce înseamnă ateroscleroză, domnule? Înseamnă depozite de colesterol în peretele vasului. N-ai colesterol, nu faci ateroscleroză. Ai colesterol și presiunea asupra pereților e mare, îți bagă colesterolul ăsta în pereții vaselor. E perfect logic, e simplu de înțeles de ce colesterolul și hipertensiunea sunt principalii factori de risc și eu vă fac o invitație la toți să ne vedem încă o dată ca acești doi factori de risc și abordarea globală a riscului cardiovascular să avem timp să o abordăm pe larg și pe îndelete. Până atunci, este important de știut că ținta terapeutică în hipertensiune arterială sunt valori între 130 și 140 mm de mercur pentru maximă, ceea ce spunem noi, pentru tensiunea sistolică, care e mai importantă. 130-140. Cum se ajunge la asta? Cu reducerea sării, scădere în greutate, evitarea alcoolului și medicamente așa cum recomandă medicul fiecăruia dintre noi. Vreți să trecem și la colesterol? Este important de spus, vroiam să adaug, că ambele, și hipertensiunea și colesterolul, sunt factori silențioși de risc. Și aș vrea să... Bravo! Se cheamă The Silent Killers. Nu te dor, nu-i simți. Nu reacționezi, nu curge sânge. Și încet te rod precum apa malul, sapă malul până cazi cu mal cu tot în râul învolburat. Așa este, felicitări! Foarte bine zice. Și atunci ce ar trebui să facă? Deci la hipertensiune am zis. Acum că am ajuns la colesterol, hai să spun că se apreciază astăzi că fără colesterol rău,
fără colesterolul cu moleculă mică, LDL colesterol, nu poate fi vorba de ateroscleroză. Nu face ateroscleroză dacă colesterolul rău e destul de jos. Asta trebuie să ne încurajeze, să ne dăm cât mai jos colesterolul atunci când el este crescut. Și o să mă întrebați care-s valorile normale. Și o să vă spun că valorile normale sunt în funcție de riscul fiecăruia. Valoarea dorită la un individ ca mine, de exemplu, uitați-vă la noi, da? Cine credeți că are risc mai mare, dânsa sau eu, să facem în următorii 10 ani un accident aterosclerotic cerebral, infarct, moarte subită? Sigur, dacă e să glumim, am zice că evident dânsa, dar este evident că eu. Și atunci, stimați privitori, este clar că atitudinea față de colesterolul meu va trebui să fie mult mai severă decât atitudinea față de colesterolul domnișoarei. Deci, hai să nu vorbim de care e valoarea normală, ci care sunt țintele la care trebuie să mergem, funcție de riscul fiecăruia, așa cum apare el, per global, total. În general, se spune că colesterolul rău, LDL colesterolul, trebuie să fie sub 100 la cei care încă sunt sănătoși și prevenim bolile, 100 de miligrame la decilitru, și sub 70 de miligrame la decilitru, la cei care deja sunt bolnavi și trebuie să nu-și adâncească boala. Cum? Dietă, mișcare și tratament medicamentos. Domnule profesor, ar fi fost mai multe de discutat, din păcate timpul nostru s-a... Să știți că putem sta până diseară. Cu siguranță. Pe mine nevasta mă lasă până seara, nu mă lasă după aia. Vă mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația noastră. Plăcere. Și rămâne să ne revedem într-o altă cu emisiune. Cu multă plăcere. Pentru cei care ne urmăresc, trebuie să știți că Fundația Română a Inimii a lansat anul acesta o campanie pentru prevenția bolilor cardiovasculare în România. Campania se numește SOS Cardio, iar în cadrul acestei campanii a fost lansat un instrument foarte simplu pentru a testa riscul cardiovascular. Se numește testul cartonașilor și îl puteți face online. Eu vă invit să vă evaluați riscul cardiovascular, să învățați din tot ce ne-a povestit domnul profesor și să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Ne revedem săptămâna viitoare. La revedere! La revedere! Viața ieșită din tipar, doar în România liberă! Doar în România liberă!